Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un proiect nou, un proiect de anvergură, și anume acest mileu cu modelul în ananas. Acest model a fost, este și va fi, după părerea mea, mereu în trend. Deoarece a fost văzut de multe ori aici pe biroul unde lucrez și la cerința dumneavoastră, am decis să încep acest proiect. Eu vă voi prezenta materialele necesare, voi lucra cu croșetul numărul 1, sper să se vadă la cameră, apoi voi folosi firul de bumbac mercerizat, firul de Scoția, eu dispun de el aici. Această bobină are 100 de grame și o lungime de aproximativ 270 de metri. Ceea ce vă rog este să vă procurați din timp necesarul, pentru că un asemenea mileu are nevoie de mult mai mult decât 100 de grame de fir. Dacă mi-amintesc exact, eu am lucrat cu un fir mult mai subțire, cu firul numărul 5, și atunci am avut nevoie, cred, de în jur de 150 de grame. Deci, fiind prezentate materialele, fiind prezentat modelul, acum voi porni la lucru și astfel voi îndeplini dorința dumneavoastră de a lucra acest frumos mileu. Și voi porni cu un număr de 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, după care voi închide totul în cerc. În primul ochi de lanț, cel de început, după care voi continua cu 4 ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Firul de 2 ori pe croșet, voi intra în interiorul cercului și voi lucra un număr total. Deci, includem și primul picioruș de aici, vom lucra un număr total de 30 de piciorușe duble înalte. Eu voi face și acesta, după care vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am lucrat 30 de piciorușe duble înalte. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș, deci cu fir alunecat. Voi continua în sus 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț de separare, firul de 2 ori pe croșet. Mă voi deplasa în corespondența următorului picioruș din rândul anterior și voi lucra din nou picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț. Voi continua, deci în corespondența celor 30 de piciorușe din rândul anterior, noi vom lucra 30 de piciorușe duble înalte cu 2 ochiuri de lanț de separare. Vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut cele 2 ochiuri de lanț de separare, acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi din primul picioruș. Sper să se vadă. Fir alunecat care nu vrea să alunece acum. Cu fir alunecat, apoi voi intra în corespondența primului spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț și voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, firul de 2 ori pe croșet și voi continua lucrând cel de-al doilea. Cel de-al patrulea picioruș dublu înalt
Voi face un ochi de lanț de separare, din nou firul pe croșet. Mă voi deplasa în următorul spațiu și voi repeta aceste patru piciorușe duble înalte. 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare. În acest moment, firul din nou de două ori pe croșet, voi sări unul dintre spațiile format din cele două ochiuri de lanț și voi intra în următoarele două, lucrând din nou aceleași patru piciorușe duble înalte, urmate de un ochi de lanț de separare. Deci vom forma grupe de câte două astfel de segmente. Deci avem patru piciorușe duble înalte, un ochi de lanț, din nou în următorul spațiu, patru piciorușe duble înalte. Insist pe anumite detalii pentru că este foarte important. Dacă greșim aici la începutul lucrării, apoi toată lucrarea va fi nu va concorda ceea ce avem de lucrat. Acum voi face din nou un ochi de lanț de separare, voi sări din nou un spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi face piciorușe duble înalte în următoarele două și în felul acesta, deci cum v-am arătat până acum, vom lucra până la capătul rândului. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând cu fir alunecat. Îl alunecăm încet că nu vrea, așa. Iar acum, cu fir alunecat, ne vom îndrepta către primul spațiu format din ochiul de lanț de separare. Deci în felul acesta, încet, ne vom îndrepta fir alunecat, din nou fir alunecat și am ajuns în corespondența ochiului de lanț de separare dintre două grupe de câte patru piciorușe duble din rândul anterior. Acum voi face 1, 2, 3, patru ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, firul pe croșet de două ori. Voi intra în corespondența aceluiași spațiu, voi face al doilea picioruș dublu înalt, al treilea picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet de două ori. În corespondența aceluiași spațiu voi intra și voi lucra din nou trei piciorușe duble înalte. Doi, cel de-al treilea, acum voi lua din nou firul pe croșet de două ori, mă voi deplasa către următorul spațiu format din ochiul de lanț de separare și voi repeta trei piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, ochi de lanț de separare urmat de alte trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, și cel de-al treilea și vom continua în felul acesta, deci în corespondența fiecărui spațiu format din ochiul de lanț vom lucra această secvență, trei piciorușe duble înalte, ochi de lanț de separare urmat de alte trei piciorușe duble înalte. Noi ne întâlnim la capătul rândului.
Am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi din corespondența primului picioruș. Cu atenție și din nou, cu fir alunecat ne vom îndrepta către ochiul de lanț de separare din corespondența grupelor de câte trei piciorușe duble. Deci am ajuns aici, în corespondența primei grupe. În acest moment vom lucra patru ochiuri de lanț, 3-4, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu alte două piciorușe duble înalte, picioruș dublu înalt, scuzați, două piciorușe duble înalte, deci vor fi 3. Un ochi de lanț de separare, din nou, de două ori firul pe croșet. Vom continua cu alte 3 piciorușe duble înalte. Am lucrat atât de mult cu piciorușe duble încât din reflex spun picioruș dublu în loc de picioruș dublu înalt. Deci avem această grupă. În acest moment voi face din nou un ochi de lanț de separare, de două ori firul pe croșet, și voi intra din nou în corespondența ochiului de lanț din următorul grup, format din 3 piciorușe duble înalte, ochiul de lanț de separare, 3 piciorușe duble înalte. Și vom repeta aceleași 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, sper să nu mă fi deplasat din fața camerei. 3. Ochi de lanț de separare. Alte 3 piciorușe duble înalte. 1. 2. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Un ochi de lanț de separare și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, voi face ochiul de lanț de separare, voi închide rândul în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș, vom închide cu fir alunecat, după care, cu fir alunecat, vom ajunge din nou în corespondența ochiului de lanț de separare din corespondența primului grup de piciorușe format în rândul anterior. Deci am ajuns aici. Acum voi face 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului respectiv. Voi face cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Acum voi face 2 ochiuri de lanț de separare, din nou firul pe croșet de două ori, voi intra în interiorul aceluiași spațiu și voi face cele 3 piciorușe duble înalte, 2, cel de-al treilea. Două ochiuri de lanț de separare, de două ori firul pe croșet și este un fir aici, ne vom deplasa către mijlocul următorului grup format din cele 6 piciorușe separate de ochiul de lanț. Aici vom lucra în același mod, 3 piciorușe duble înalte. Aici merg un pic mai repede, că deja ați văzut modul în care vom lucra.
Deci trei piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte. Lucrând în felul acesta, noi vom da lărgime lucrării și vom pregăti terenul pentru modelul propriu-zis. Deci am cele trei piciorușe duble înalte, a doua parte, așa, două ochiuri de lanț din nou, după care vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului. În momentul în care lucrarea va fi terminată, bineînțeles, și aici totul se va aranja așa cum trebuie. Noi vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face cele două ochiuri de lanț de separare. Voi închide în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Apoi din nou cu picioruș alunecat mă voi îndrepta către spațiul dintre grupele de câte trei piciorușe duble înalte, separate de cele două ochiuri de lanț. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț, iar acum voi lucra 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea, deci avem din nou trei piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț de separare, de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondența aceluiași spațiu pentru a lucra următoarele trei piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, iar acum vom face trei ochiuri de lanț, deci între grupele de câte trei piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț și alte trei piciorușe duble înalte. De data aceasta vom face trei ochiuri de lanț de separare, după care vom lucra din nou în corespondența fiecărui spațiu dintre grupurile de piciorușe duble înalte, așa cum ați văzut până acum. Deci, trei piciorușe duble înalte, 1, 2 și cel de-al treilea, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea și apoi cele trei ochiuri de lanț de separare, după care vom intra în corespondența următorului grup. Noi vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare, voi închide cu fir alunecat în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul rândului, fir alunecat, care alunecă cam greu, ca de obicei, cu fir alunecat mă voi îndrepta către spațiul format de cele două ochiuri de lanț dintre cele șase piciorușe duble. Deci fir alunecat până voi ajunge în mijloc. În momentul în care ajung în mijloc, deja ajuns aici, voi lucra 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Vom lucra, scuzați un pic, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Acum vom face 3 ochiuri de lanț de separare și vom continua cu celelalte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea,
deci trei piciorușe duble înalte, iar acum, între aceste grupuri, noi vom face patru ochiuri de lanț. Firul pe croșet, vom intra în interiorul următorului spațiu și vom lucra exact așa cum ați văzut, trei piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, vom continua cu cele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, și apoi ne vom deplasa în următorul spațiu și vom lucra exact în modul în care v-am arătat acum. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui nou rând. Vom închide, ca de obicei, în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Apoi, cu fir alunecat, ne vom îndrepta către mijlocul celor 6 piciorușe duble înalte. Încet, cu atenție, am ajuns aici. Acum voi face 4 ochiuri de lanț, 3, 4, care, așa cum v-ați obișnuit, în locul unui picioruș dublu înalt. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, de 2 ori firul pe croșet, vom continua în același spațiu cu următoarele 3 piciorușe duble, 1, duble înalte, scuzați, și le-am făcut duble, așa. 2, cel de-al treilea, iar acum vom face un număr de 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, de 2 ori firul pe croșet, ne îndreptăm către următorul spațiu și vom lucra în același mod. 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, după care vom continua în mijlocul spațiului următor și în felul acesta vom lucra tot rândul, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut cele 5 ochiuri de lanț de separare și voi închide rândul în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș lucrat la începutul acestui rând. Deci vom închide cu fir alunecat. Cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul din centrul grupului de piciorușe duble înalte, în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra cele 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, continui cu alte 2 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu,
Iar acum vom face 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri de lanț de separare între aceste grupuri formate din cele 6 piciorușe duble înalte separate de ochiurile de lanț. Deci vom intra în corespondența spațiului următor și vom lucra așa cum faci obișnuit, 3 piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, urmat de cele 6 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și vom continua singure. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. După cum vedeți, deja am lucrat o bună parte din mijlocul mileului. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 6 ochiuri de lanț de separare. Voi închide ca de obicei în cel de-al patrulea ochi de lanț din corespondența primului picioruș lucrat la începutul acestui rând. Pentru astăzi eu mă voi opri aici, deci aceasta este prima parte a tutorialului, modelul ananas. Voi continua următorul tutorial, vom începe modelul propriu-zis, acesta fiind doar mijlocul. În speranța că v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un comentariu, un like, acestea mă ajută foarte mult în creșterea canalului și exact cum vă spun de obicei, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine și vă doresc în continuare o zi minunată. Vă salută Tatiana, la revedere!